Pe Patreon e nebunie. E nebunie. Adică și nuntă, mie e mi și... se pare pișoalcă ce e aici pe YouTube. E pișat! Wow, wow, wow! Salut! Bine ați venit la o nouă emisiune Șef la Furculițe! Astăzi mâncăm gogoși de la Hello Donuts! Entuziasmul e through the roof pentru că... Nebunie. E nebunie pentru că Șef Beof trece prin valul 5, COVID, ceva? Probabil. Șanse mari. Turbo Speed SRL. Bă, în primul rând e din Ilfov, din satul Fundeni. Vorbeam noi astăzi ce să mai comandăm. Am revenit la edițiile astea speciale cu noi doi, nu cu invitați. Da, da, da. Astea că... v-au plăcut cel mai mult ca view-uri, am văzut. Da. Invitații sunt și ei buni, dar... Să mai stea și la ei acasă. Bă, nu găsești gogoși mișto, dar la cauți delivery. Gogoși. Da. Trebuie să cauți donuts. Adică fițoșica, să-i dea Dumnezeu sănătate că mai trăiește la bâlciuri sau unde să mai vinde. A, știi ce am început de astăzi și vreau să mă țin? Intermittent fasting. Mai mănânc gogoșile astea și mai mănânc ceva mai încolo, dar până în 8. Băi, dar, e 8. Auleu. E 8 și 10. 6 gogoși diferite, hai să vedem. Gust autentic, dospit zilnic, nimic congelat. Sunt mari. Nu? Găurirea e bună, adică e de băgat deget și de ridicat, iute. Hello New York online, Banana Rush online, Pistachio Ecstasy online, Hello Berlin online, White Sin online, Marshmallow Donuts online. Cred că l-au pus în ordine. Bă, cred că online, e că am comandat online. Tăiem pistachio. Cu ce vrei să începem? Cu ce vrei să terminăm? Hai să începem cu nimic, da, și terminăm cu bine, cu nu? Cu pișoacă. Aolo, în primul rând, veche. Hai merge. Să tăiem berlineza. Bă, asta are urme de vanilie în colțuri, ești nebun la cap, e pâine, efectiv. Prima furculiță, dragilor. Prima. Mamă, ce bună e. Mi-a bun. Pâine cu vanilie. Pâine cu vanilie, da. Ce aș vrea totuși? Ce vrea totuși? Sponsor? Ne-am întors la sponsorul clasic. Dragilor, dacă vă întrebați, am câștigat procesul. Ia, ia, ia. Să fiu sigur că nu se pierde. Da, da. Poftă mare și la mulți ani. La mulți ani, sănătate. Să vă dea Dumnezeu copii mulți. Pistașul. Bă, e bună. Bă, dar eu nu înțeleg pistașul. Crește în copaci. Nu mai pot, dacă vreau, ți-o dau ție. Nu, eu o păstez aici. Și eu am mai păstrat un dumica din aia, o să tot fac colecție. Marshmallow? Da, ia stai că ți-o aduc eu mai aproape. Adu-mi, adu-mi. Bă, da, greu se taie, mă. Așa e când comanzi la finalul zilei, nu mai sunt calde, sunt reci. A, totuși, asta are ceva pe interior. Totuși are niște cremă albă, mă. O fi marshmallow de ăsta topit. Hai să vedem. Ia. Ia. Am un cape. Alți un cape, mă, ce? Prostie. Marshmallow când îl simți, cam prostie. Asta de deasupra, umplutura. Super bună. Super bună. Asta de deasupra. Nu înțeleg. Nu se potrivește. Toți oamenii ăștia care mănâncă marshmallow la foc. Vrei tu Oreo? Că eu nu. Nu. Nici tu nu vrei? Nu. Mamă, că ți-l scot repede. Mamă, ia-l. Bă, dar tari sunt, bă. Eu suntem pe Oreo acum. Oh! Și asta e plină cu ceva. Hai mă, că toate au ceva. Îmi place cel mai mult asta. Până acum, da. Că e cea mai umplută, cred că. Am dat de Oreo și în conținut. Întrebare. Mm? Când ai mâncat ultima dată gogoși? A făcut mai cumva. Cu jumătate de an, un an. Nu prea să mai fac gogoși în România, acasă, parcă. Mm-mm. Nu te gândești că există gogoși până nu simți mirosul, ești în oraș și simți un miros de gogoașă și ești, mamă, unde sunt? Sau vezi niște gogoși, vezi pe ceva mamă. Bă, dar nu se par mai de săraci? Am așteptări mari de la asta. Hai bine, o lăsăm ultima atunci. Da. Oh, plină? Asta s-ar putea să-ți placă, are miere sau ceva. Ce e jos? Ce e înăuntru, că nu înțeleg. Caiso. Știi cum sunt caisele alea din Fornetti? Mamă, nu-mi place rău. Știu. De sărăcie. De ce e cu toile și la pungă? Ultima și cea din tăia spune, pentru că e cea mai clasică glazurată pe care o vezi în general. Mereu se pune niște de asta de colivă. Doamne, o să fie ciocolată pe interior. Doamne, ajută. Care crezi că ar fi? Ar fi... Chocolate kiss aia, sau cum se numește. N-avem. Bă, simt că e ceva cremă aici. Caramel? Ce zice că e crema asta? Sușardin, mai ții minte sușardinul? M-a întrebat cineva ce am adus, ziceam sușardin, dar așteaptă că nu vă dau la prima oră, că nu sunteți toți, dar abia la biologie. Stăteam în pauză și îmi păzeam ghiozanul, nu puteam să mă duc la toaletă, că erau ăstea ca șacali, erau, hai mă, când ne împarci, eram, stai mă să vină profesoara. Toți, să vină toți. Da, da, că au venit doar câțiva. Nu știu cum trăiesc unii oameni fără sponsor. Și cum îi beau apă. Dragilor, trecem la mult așteptata
notele ediției. Cred că aspectul cel mai mare notă din toate rubricile. Arată ca niște gogoși pe care poți să ceri 10 euro gogoașa. Ah, dacă te duci în bâlci. Dacă te duci la bâlci și ceri 10 lei. Nu, dacă ești, da. La Nostalgia, cred că erau 10 lei. Păi și noi câteam, 9 lei. Hai, 9, că nu da, știu. Nu, arată bine, arată bine. Da. Na. Dimensiune 10 cm diametru, ok, Marian Drăgulescu din ce am înțeles. Grosimea 3-4 cm. 3-4 cm am înțeles că e ok, mă. 100 de grame. 104 grame, hai mai ia una. 104 grame. Puteau fi mai mari? De 10 cm? Deci eu am fost mulțumit doar la berlineză, pentru că în berlineză... Crezi că gaura era cam de 1 cm așa? Da, era un centimetru cub era gaura, da. Și centimetrul la cub ne-a fost furat la 5 din 6 gogoși. Că în metri cub se măsoară găurile. Nu-mi dau seama ce putea fi mai mare. Bă, puteau să fie mari. Prima furculiță. Gogoșile astea nici teoretic nu sunt gogoși de servit calde. Dar da. Eu aș fi vrut să fie calde. Păi ție îți place totul cald? Mie îmi place totul cald. Nu mă, 8, că nu știu, la gogoși... Gogoși de gogoși. Bă, dar n-au fost nici densitatea. Pufoșene. Nu erau atât de fresh. Nu erau deloc fresh. Erau, da. Sunt de 3 zile. Păi de asta n-am dat. Adevărul că de-aia berlinezii am mai luat de la Idol. Am mai luat mai fresh. Da, și eu de la Ega Maj și sunt la vânzare accelerată, dai 3 lei pe ele. Ține de foame? Bă, pentru câtă pâine au, da. Da, cam ține foame. Da, deci o să dau o notă ok la ținut de foame. Preț. E 9 lei gogoși. Bă, nu-mi dau seama dacă la magazinele astea, nu la supermarketuri, cât e o gogoașă la restaurant, la... Păi la 10 lei probabil e o gogoașă. Dar la așa restaurant mult. E mega adaos, da. Așa mult. Aici ne-a venit într-o cutie, adică... Cât puteau să fie 6 gogoși? 30 de lei dădeam pe asta. Hai că a venit și tu. Credeți că tatăl vitreg? Nu mai scoateți limba. Doamna, ce faceți? Doamna! Doamna, ce faceți? Se bucură. Vă bucurați? A lucrat ea înainte, câmpirea la... Am mâncat gogoși de la Hello Donuts și ne-au plăcut de 79 de puncte. Cam seapă. Crezi că puteam să luăm de altundeva mai bune? Da. De unde? Lăsați-ne în comentarii. Concluzii. O idee foarte bună că am comandat gogoși. Foarte bună idee, am febră. Nu mai mănânc gogoși probabil anul ăsta. Nu mai mănânc gogoși săptămâna asta. Comentariul săptămânii este acesta. Marius, stai să scoată Marius comentariul care a rămas aici. Gata. Noi am fost șef Ramisu și șef Băf. Până data viitoare. Noi să fim, Doamne ajută, sănătoși. Și voi să fiți, Doamne ajută, la asemenea sănătoși. Sănătoși și să avem șef nebunese, dar patronaș și se ocupă de asta. Da. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim, pupă. Încă o ediție senzațională. Ha. Doamne ajută. Doamne ajută. Că o să trecem de ediția asta și pe Revolut. Revolutul! Zitul, mamă, să anunțăm Revolut. Revolutul, dar stai o secundă că vreau să revin un pic aici. Am vorbit prea mult, mai zi. Îmi place că vorbim de, da. Despre mâncare. Da, 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 da. Așa. Hai că să răcesc asta. Deci, pentru fiecare ban pe care ni-l dați, trebuie să echivalăm tirul.